V-ați imaginat vreodată cum arată lumea orbilor? Are culori? Lumină? Ce înseamnă frumusețea pentru un nevăzător? Ce simte un om lipsit de vedere într-un pelerinaj? Orice credincios își dorește să ajungă măcar o dată în viață în Țara Sfântă. Dar ce faci atunci când ești acolo și trebuie să te folosești de simțuri pentru a vedea, de exemplu, locul în care s-a născut Mântuitorul sau Calea Crucii? În perioada 11-15 noiembrie, agenția Basilica Travel a organizat un pelerinaj în Țara Sfântă pentru un grup de 25 de pelerini, majoritatea nevăzători. Colegele noastre, Ana Soviani și Irina Simitopol, au fost și ele la Ierusalim. Cum au primit pelerinii darul și ce au simțit aflându-se în aceste binecuvântate locuri ale creștinismului, aflăm împreună din reportajul următor. Nevăzând, mă văd cu simțul minții. A vedea cu simțul minții pare o metaforă. Pentru unii dintre semenii noștri însă, nu este un artificiu literar, ci o realitate cu care au învățat să trăiască. Nevăzătorii sunt însămânați de aceleași căutări ca și noi, cărora poate neputința trupească le dă o anumită greutate. Iar pentru creștini, căutările își găsesc sensul în Țara Sfântă. Mergem pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos, în chip special ne place această modalitate de a descrie Țara Sfântă, raportându-ne la Mântuitorul Iisus Hristos. Pelerinajul presupune două aspecte cheie pe care eu personal le prezint pelerinilor, chemarea și efortul. Chemare, pentru că nu sunt mulți oameni care doresc să ajungă la locurile sfinte toată viața, probabil ați întâlnit persoane, mulți dintre dumneavoastră vă regăsiți în această situație și până acum nu ați reușit, din diferite pricini, să ajungeți în Țara Sfântă. Este un efort pentru că, atât din punct de vedere financiar, dar apoi din punct de vedere fizic, dumneavoastră va trebui să stați în picioare în anumite momente, să așteptăm la rând, să ne închinăm la locurile sfinte, să primim această binecuvântare a Țării Sfinte, binecuvântarea Ierusalimului. În noiembrie 2016, Basilica Travel, agenția de pelerinaj a Patriarhiei Române, a organizat un pelerinaj special. Timp de 4 zile, un grup de 25 de pelerini, persoane cu deficiențe de vedere și însoțitorii lor, s-au închinat la locurile sfinte din Ierusalim, Ierihon, Betleem și din apropierea acestora. Când ai hotărât să vin acest pelerinaj, ce ți-ai dorit să găsești? Pur și simplu mi-am dorit să ajung. Nu m-am gândit că o să găsesc ceva anume. Mi-am dorit să ajung pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos. Cred că este un drum spre mine însumi, un drum spre regăsirea de mine însumi și aceasta în primul rând a ajutat de harul care se află în aceste sfinte locuri, urmând calea și pașii Domnului nostru Iisus Hristos. Cred că pentru orice creștin, un pelerinaj la Ierusalim și în Țara Sfântă în general, înseamnă o acțiune specială, dar pentru deficienții de vedere este chiar mai mult decât atât, întrucât în condițiile handicapului, raportarea la realitate nu se poate face fără a asuma o dimensiune spirituală. Ar fi foarte greu de înțeles, de acceptat, de, să zicem așa, interpretat lumea în care trăim fără o perspectivă care să dea vieții, chiar și în absența totală sau parțială a vederii, o valoare, un sens mai înalt. Este un pelerinaj aparte și acest lucru se simte încă de la început. Este puțin diferit față de ceea ce avem noi într-un pelerinaj obișnuit, în sensul că va dura și ne vom organiza altfel, puțin altfel, la fiecare obiectiv, în fiecare biserică și, de asemenea, explicațiile vor fi adaptate la această situație, fiind una specială. Părinte, cum ziceți? O cruce bizantină, uitați-o aici, aici, de culoare neagră.
cu laturi egale și să vedeți nivelul de aici, uitați, nivelul mormântului este aproape același cu trupul Sfântului Gheorghe. Personal, poate mai greu s-ar putea deplasa un nevăzător, nefiind îndrumat de cineva care să cunoască locurile, să explice, să-i arate, să-i descrie. E o experiență cu totul aparte, în care atingerea și mai cu seamă trăirea iau locul vederii. În fond, limpede nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor. E o replică din Micul Prinț, celebra carte a lui Antoine de Saint-Exupéry. Poate nu întâmplător. Aceasta este cartea preferată a lui Iulian, unul dintre pelerinii pe care i-am întâlnit în Țara Sfântă. Micul Prinț n-a suportat singurătatea pe planeta lui și a pornit în căutarea prietenilor. Atât de important să fie prietenii încât să ne părăsim planeta ca să-i căutăm? Da, atât de important și nu neapărat prietenii în sine, ci mai degrabă comuniunea, legăturile. Noi nu putem trăi fără legături, așa cum spune și Micul Prinț, trebuie să învățăm să ne creăm legături. Și nu putem trăi fără aceste legături. Omul, de fapt, este o ființă socială și asta vrea să spună și Antoan. Cât de importante sunt pentru tine aceste legături? Pentru mine aceste legături sunt primordiale, pentru că, având în vedere situația noastră, situația mea, fiind nevăzător, eu nu sunt dependent de oameni. Dependența de oameni nu este un concept abstract pentru cei cu deficiențe de vedere. Cu ajutorul celorlalți, ei reușesc să înțeleagă lucrurile care îi înconjoară și pe care ei nu le pot vedea. Însoțind patru nevăzători, am un nevăzător din filiala Prahova și trei nevăzători de la filiala Dâmbovița. Celor care nu văd absolut deloc, efectiv le-am explicat ce este în stânga, ce este în dreapta, ce reprezintă, din ce este compus icoana, din efectiv. Și i-am lăsat să pipă, i-am luat pe fiecare și i-am pus ca să își dea seama despre toate statuile și despre coloanele. De-a lungul pelerinajului chiar îmi spuneau persoanele pe care le-am însoțeam eu, având calitatea de însoțitor, chiar îmi povesteau uneori cât de liniștiți se simțeau după ce treceam de anumite locuri sfinte, cum ar fi Sfântul Mormânt, cum ar fi locul Golgotei. V-am observat de-a lungul acestor zile, explicați foarte, foarte concret cumva. Cum vă alegeați cuvintele sau cum reușeați? Acum nu neapărat foarte concret, cât foarte simplu, pentru că, vedeți, am experiența aceasta. Încep să le anticipez așteptările și cumva încerc să le prezint cât mai clar și cât mai simplu lucrurile din jur, astfel încât ei să înțeleagă pe cât este posibil ceea ce este în jurul lor. S-a întâmplat vreodată să ajungem într-un anumit loc cu o anumită încărcătură și să vi se pară mai dificil decât de obicei să explicați ce este acolo? Nu neapărat. Chiar în unele locuri îmi explicau ei foarte bine, eu fiind foarte concentrat în a-i conduce și a le prezenta locurile sfinte. Să știți că de multe ori îmi prezentau ei ceea ce simțeau, așa cum spuneau, bucuriile, simțământul de ușurare, liniștea care învăluia în momentul în care străbăteam locurile sfinte și în care ne închinam la diferitele obiective sfinte pe care le-am vizitat. Sincer, n-aș putea nominaliza, să fac un clasament. Absolut totul. Totul a fost de vis. Nu realizez că am fost aici. Senzația pe care o ai interacționând cu acești pelerini este că ai intrat într-o familie. Deși sunt din orașe diferite, cei mai mulți dintre ei se cunosc, unii chiar de ani buni și se simt bine împreună. Am observat pe parcursul pelerinajului că dumneavoastră aveți așa grijă unul de altul. Păi,
suntem ca frații în toate plimbările. Știu că dumneavoastră vă cunoașteți de foarte mult timp. Circa 30 de ani, 31 de ani, de când am terminat școala, dar încă vreo 5 înainte, 4 înainte. Ați fost colegi de școală? Da. Mai precis din 1980. Și la ce școală ați mers împreună? În grupul școlar, numărul 1 București, în Vatra Luminoasă. El a terminat liceul sanitar, în timp ce eu am terminat școala profesională. După vreo 25 de ani, întâmplător, la Râmnicu Vâlcea, la un revelion organizat de președintele de acolo, am dat peste vechiul prieten, Gogu. Și cum a fost? Zi, Gogule, cum? Acolo am avut sentimente plăcute după atâția ani de revedere, după ce ne-am văzut. Vă dați seama ce clip am trăit. Nici soțiile nu ne despart când ne întâlnim. Siguranța este pentru că este semnul tău de suferință și avem mai multă încredere. Mai noi avem vedere că nu vedem, deci ne simțim noi mai bine alături unii de alții. Comunicăm, depănăm amintiri, mai ales acum după ce ne ajungem acasă, o să povestim și la colegii noștri de suferință ce clipe am trăit în Țara Sfântă. Sunt percepții pe care oamenii văzători le au și care vă deranjează? Uneori da, dar trebuie să fii puternic și să le dovedești prin ce faci că poți face ca ei și uneori chiar mai mult decât ei. Ne integrăm mult mai bine noi între noi decât cu ceilalți. Ne simțim puțin marginalizați de ceilalți. De ce simți teatrul ăsta? Pentru că lumea ne caracterizează altfel, nu știu cum să vă spun. Ne dă la o parte, spune, dacă suntem că nu vedem, ne cred puțin mai înapoiați. Și ce credeți că ar fi important ca oamenii văzători să știe? Oamenii văzători să știe că noi suntem la fel ca și ceilalți normali, decât că avem un mic handicap. În schimb, suntem oameni normali. Învățăm, scriem, citim, sunt printre noi care au și facultăți. George Radu Trăilescu, preot la Mănăstirea Cerneț, din Episcopia Severinului Strehai. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Sufletul meu, vă spun, este plin de bucurie, de moment care greu se poate exprima în cuvinte. De exemplu, acum, fiind lângă Paraclisul, unde Sfântul Ioan Botezătorul și închinându-mă la locul unde a fost găsit cinstitul și Sfântului Cap, nu poți să nu fii cutremurat de jertfa acestui mare proroc, ultimul proroc al Vechiului Testament și totodată cel care a pregătit calea Domnului, cel mai neprihănit dintre oameni. Și să poți săruta urma unde capul lui s-a găsit, să poți, ca să zic așa, introduce în acea crăpătură care s-a creat, să poți introduce capul tău și mă gândeam, Doamne, să ne sfințească și nouă pentru rugăciune Sfântului Ioan Botezătorul, să ne sfințească Dumnezeu mintea, inima. Mă numesc Tomescu Georgiana, sunt din Târgoviște, am 47 de ani, am un băiat de 23 de ani și viața de zi cu zi mă ocupă, eu sunt pensionară, am lucrat, am făcut niște cursuri de masior și lucrez particular acum. Și știu că sunteți și sportivă. Practic, la noi, la Nevăzătorii, se fac activități. Am luat locul 1 la greutate, la disc, la lungime și 100 de metri. În timpul meu liber, în primul rând, joc foarte mult șah. Joc șah atât online cât și offline. Și particip la turnee naționale. Și voi participa în curând și la turnee internaționale. Atunci când ești la masă de joc, ești doar tu și adversarul. De fapt, mintea ta și mintea adversarului. Nu mai contează că tu vezi și el vede sau tu nu vezi și sau tu vezi și el nu vede, nu mai contează că tu ești băiat și el e fată sau invers, nu contează că tu ai 1,60 m, el are 1,90 m, nu contează că tu ești bătrân sau tânăr. Totul e între tine și el, de fapt, între mințile noastre.
Iulian este licențiat în litere, iar acum urmează un masterat în psihologie. Vrea să înțeleagă și să-i ajute pe cei trecuți prin mari traume. Mi-am dorit acest masterat pentru că am cunoscut multe persoane care și-au pierdut vederea tardiv. Adică la 20 de ani, la 30 de ani sau multe la bătrânețe din cauza diabetului. Știți că diabetul este una din bolile care cauzează pierderea vederii. Și acele persoane sunt foarte neajutorate. Vă dați seama cum ar fi să-ți pierzi vederea la 50 de ani. Ce înseamnă asta? Și eu cred că una dintre cele mai importante traume asta e. Și aș vrea să lucrez cu acești oameni, aș vrea să-i ajut să înceapă viață nouă. Fiecare dintre pelerinii pe care i-am întâlnit are povestea lui, marcată de repere cinice, gradul de orbire și vârsta la care și-au pierdut vederea. Dincolo de acestea, esența e mereu zguduitoare. E vorba până la urmă de un mod de viață, pe care cei mai mulți dintre noi nu și-l pot imagina. Universul oamenilor nevăzători este unul destul de complex. Trauma aceasta a pierderii vederii sau a lipsei vederii chiar din copilărie, pentru că majoritatea dintre ei și-au pierdut vederea la vârste fragede, așa cum este și socrul meu, apasă mult și faptul că am ajuns aici, probabil că Dumnezeu, milostivirea sa, a vrut să împlinească și să arvunească ceea ce probabil va plini când va veni cu putere într-o slava sa la sfârșitul veacurilor. Grupul acesta de pelerini este unul special, pentru că mulți dintre ei sunt nevăzători, au iată o încercare mai mare decât noi ceilalți. Credeți că acest lucru influențează în un fel experiența lor de pelerini? Da, îi influențează, pentru că eu un simț mult mai dezvoltat ca noi, reușesc oarecum să-și adâncească mai mult această taină, să-și descopere mult mai multe lucruri decât noi, cei care, pe lângă pelerinaje sau pe lângă drumul pe care îl facem, mai suntem ispitiți și de privire și de gânduri și de problemele care ne apas. Ei au foarte multe lucruri simplificate, dar reușesc să se interiorizeze mult mai adânc ca noi și cred că și noi, cei care suntem pe lângă dânsi, avem mult de învățat de la modul cum privesc ei această taină și cum reușesc să-și o adâncească în suflet. Via Dolorosa, sau Calea Crucii, este drumul urmat de Mântuitorul Iisus Hristos spre Golgota, locul răstignirii. Pentru cei care parcurg astăzi acest traseu, trăirea este copleșitoare. Mă simt foarte, foarte bucuroasă că am putut să ajung aici. Și nu mă simt nici pic obosită, aș mai merge de aici încolo, încă poate. Cum a fost să mergeți pe drumul crucii? Mie mi s-a părut una foarte ușor mers. Mult de mers, dar mi s-a părut ușor. Când vrei să ajungi undeva, nu mai ții cont de drum. De neînchipuit, nu-mi venea să cred. Deci pur și simplu am crezut că visez tot traseul. Nu vi s-a părut greu drumul? Nu. Deci să simțim și noi, într-adevăr, că cum Dumnezeu s-a jertfit pentru noi și noi să simțim cât de mare 1%. Oamenii au asumat foarte serios această deplasare și și-au dorit să ia din vizita, din pelerinajul acesta, cât mai mult. Și aveau bucuria că au reușit. Bucuria că ieri, în momentul culminant al pelerinajului nostru, la mormântul sfânt, au ajuns și pentru mulți a fost un deziderat de o viață. Am simțit o emoție foarte puternică și în același timp când am intrat acolo chiar mi-au dat lacrimile. Am trăit clipe de neuitat, mai ales când am ajuns la mormântul sfânt. Întotdeauna mi-am dorit să ajung aici și Dumnezeu m-a ajutat și am ajuns aici. Cel mai impresionant moment a fost prezența lui Dumnezeu, prezența lui Hristos în sufletul celor care conduceau, pe cei pe care i-am însoțit, persoanele nevăzătoare, bucuria de pe chipul persoanelor nevăzătoare,
liniștea, finețea duhovnicească pe care o au, să știți că sunt niște persoane foarte sensibile și dragostea celor care i-au însoțit și care îi conduceau. Cred că este o învățătură pentru fiecare dintre noi. Este un lucru deosebit. Oamenii aceștia au o râvnă, o râvnă deosebită. Au venit la locurile sfinte, deși nu se bucură toți de vederea locurilor, dar simțirea interioară cu siguranță este una profundă. Au dat dovadă de acest lucru și noi fiecare avem de învățat multe de la aceștia. Și mai mult de fiecare dată în bisericile unde am intrat, unde ne-am închinat, unde am citit pericope evanghelice. Acești pelerini erau interesați, dar chiar atunci când cântam tropare sau alte imne liturgice, majoritatea dintre ei făceau acest lucru. Ceea ce înseamnă că sunt cu adevărat creștini practicanți, sunt mărturisitori până la urmă și se întărește faptul că au o simțire mai aparte, o simțire interioară profundă, poate mai adâncă decât o au mulți dintre noi, cei care putem să ne bucurăm de vederea multor frumusețe ale lumii create de Dumnezeu. Ceea ce prea înțelept pe pescarea i-arătat, trimițându-le. Înainte de a pleca în Israel și la locurile sfinte în general, cu siguranță că gândeam că va fi un moment special, cu o încărcătură spirituală aparte, și ceea ce așteptam s-a confirmat. Însă, dincolo de aceasta, contactul direct cu aceste pământuri, contactul direct cu Evanghelia, să zic așa, cu viața lui Hristos, cu traseele pe care El le-a parcurs de-a lungul vieții sale, dă o emoție care nu se poate conceptualiza, o emoție pe care numai trăirea o poate construi, să zic, numai trăirea directă o poate construi. Am avut în decursul acestor zile, pe lângă bucuria că am trăit personal un moment deosebit, fără îndoială memorabil, bucuria că ceilalți colegi ai mei de pelerinaj, persoane cu deficiență de vedere, s-au simțit într-un fel foarte deosebit și au apreciat această idee a organizării pelerinajului în Țara Sfântă. Cum plecați acasă? Cu ce gânduri? Cu regretul că s-a terminat. Ceva, un vis frumos. Ce zic? Spune-l. Eu mă întorc acasă cu sufletul împăcat și curat, totodată m-am ușurat datorită faptului că am ajuns în această Țară Sfântă. Acest pelerinaj pentru mine înseamnă foarte mult. În primul rând este o purificare, cum se spune, o dată în viață trebuie să ajungi la locurile sfinte și mi-am dorit și e un vis împlinit până la urmă. E greu să găsești o concluzie potrivită pentru o experiență precum un pelerinaj în Țara Sfântă. Poate doar atât, să nu uităm, să înțelegem mai bine și să iubim mai mult pe cei din jurul nostru. Dacă o să mă întrebe cineva pe cine am întâlnit eu aici, eu aș vrea să le povestesc despre tine, care ar fi cele trei lucruri pe care crezi tu că n-ar fi bine să le uit despre tine? Optimist, luptător și credincios. Răbdătoare, înțeleaptă și comunicativă. Sincer, în primul rând, și dacă pot să-mi ajung colegii de suferință și să fiu atent cu cei din jurul meu. Să zic, ambiția, dăruirea în ceea ce fac și plăcerea de a trăi viața.